Bună seara, dragi telespectatori! După cum bine vedeți, am revenit în acest tip de emisiune cu o săptămână de pauză. Aș dori să vă mulțumesc celor care susțineți această inițiativă de a ne lua țara înapoi până la urmă și de a da de pământ cu acest sistem corupt, cancerigen, care este instalat în întreaga țară. Aș dori să aduc mulțumiri și singurului procuror din municipiul Alba Iulia, care, în opinia mea și în opinia altor specialiști cu care am stat de vorbă în ultima săptămână, este singurul care și-a făcut treaba corespunzător. Nu o să-i dau numele, deoarece doresc să-l țin protejat, fiind o specie rară în municipiul Alba Iulia. În această seară vom continua cu anumite dezvăluiri, informații, rezultate referitor la ceea ce s-a întâmplat în ultimile două săptămâni de când nu a mai apărut în spațiu public. Să începem cu o mică retrospectivă referitor la ceea ce am discutat în precedentele emisiuni și o să începem cu Armata Română. Armata Română care în ultima perioadă, presupunând în ultima lună, a început și a trimis ordine de demobilizare parțiale sau totale la război. Adică, rezerviștii au fost chemați la ordin pentru a primi biletele de drum, aș putea spune. În caz de război, suntem la dispoziția statului, cel puțin așa se vrea. Cu toate acestea, eu aș dori să pun o întrebare, nu știu, persoanelor care conduc Armata Română, de ce vom lupta și pentru ce vom lupta, pentru ce vom fi implicați în acest război. Dacă binevoiește cineva să ne răspundă la această întrebare, vă mulțumesc frumos anticipat. Am discutat în emisiunile precedente despre felul în care membrii ai Armatei Române, generali, conducători ai Armatei Române, precum și membrii ai CSAT-ului, sunt monitorizați și supravegheați în mod abuziv de către Serviciul Român de Informații. Aceste monitorizări și ascultări ilegale se pare că au fost ascunse până acum de parteneriatele din nou ilegale între Parchetul General, DNA și Serviciile de Informații. Aceasta este de fapt o știre preluată în urma dezvăluirilor făcute de domnul general Iliescu, dar dacă vă aduceți aminte, eu am menționat aceste lucruri în urmă cu, nu știu, cel puțin o lună jumate, dacă nu mă înșală memoria. Cer autorităților să facă public cât timp au avut loc aceste monitorizări ilegale, ce s-au obținut în urma șantajelor asupra acestor oameni din Armata Română și cum permite Armata Română să se întâmple astfel de lucruri atâta timp cât fiecare militar și fiecare cadru militar a depus un jurământ să-și apere țara și neamul. Întreb, Armata Română este formată din mercenari sau din soldați care știu ce semnifică acel jurământ? În ultimile două săptămâni am depus câteva sesizări către parchetul de pe lângă Curtea de Apel Alba Iulia, Direcția Națională Anticorupție, Serviciul Teritorial Alba Iulia, și către o altă instituție căreia în momentul de față nu o să-i dau numele. Aș dori să menționez câteva lucruri asupra acestor sesizări și în modul în care au fost tratate. Așadar,
În urma consultării mele cu anumite cadre juridice din municipiul Alba Iulia, am ajuns la concluzia că aceste sesizări în baza competenței trebuie depuse la parchetul de pe lângă Curtea de Apel Alba Iulia și la Direcția Națională Anticorupție Serviciu Teritorial Alba Iulia. După cum am fost sfătuit, le-am și depus. Iar răspunsurile venite în urma acestor sesizări, sincer, pe mine mă șochează. Procurorul general al parchetului de pe lângă Curtea de Apel Alba Iulia retrimite această sesizare care îl vizează pe doi dintre procurorii DIICOT. Unde credeți? Exact la DIICOT Alba Iulia. Doresc să-l întreb pe domnul procuror general de la parchetul de pe lângă Curtea de Apel Alba Iulia, domnul Ilie Nariță. Sunteți siguri că nu ați comis un abuz în baza competenței care revine parchetului de pe lângă Curtea de Apel? Nu de alta, dar în urma verificărilor care le-am făcut ulterior, rezultă faptul că dumneavoastră și instituția care o reprezentați este singura îndreptățită să investigheze cauza respectivă și doresc să vă întreb pe această cale de ce ați trimis acest dosar și această cauză către DIICOT Alba Iulia, DIICOT Alba Iulia de unde fac parte domnii procurori care sunt vizați de aceste fapte. Mai exact, ați trimis acest caz exact parchetului, instituției, care este vizată de aceste lucruri, fără să țineți cont că această instituție a mai fost terferită și mai este terferită în cazuri de corupție. Încercați cumva să mușamalizați sau cei care m-au sfătuit pe mine m-au sfătuit greșit. Pur și simplu vă adresez niște întrebări cetățenești normale. Dacă greșesc eu, îmi asum consecințele. Dar în cazul în care greșiți dumneavoastră, domnule procuror general Ilie Nariță, veți suporta dumneavoastră consecințele, bineînțeles, total legale. Vorbim de cadru legal. Am sesizat și Direcția Națională Anticorupție, Serviciul Teritorial Alba Iulia, printr-o sesizare care o vizează direct pe doamna procuroare șef Dănușia Boician. Surpriză! La momentul la care am încercat să depun această sesizare și am depus-o în cele din urmă, din partea, nu știu, doamnei de serviciu, nu știu dacă este o femeie de serviciu, dacă este grefieră, dacă este secretară, nu știu ce funcție are doamna respectivă de acolo care a preluat dosarul, care a refuzat în totalitate să se prezinte sau să-și prezinte calitatea, statutul, numele, nu știu, ceva date de identificare. Pur și simplu poate fi o femeie de serviciu, iar în baza răspunsului care l-am primit de la Direcția Națională Anticorupție, sincer, tind să cred că este o persoană infiltrată, aș putea spune, în această instituție care funcționează împotriva cetățeanului român. De ce spun asta? Deoarece răspunsul primit de la Direcția Națională Anticorupție, vă rog frumos să priviți numele care semnează jos. Așadar, mi se răspunde de către procurorul șef de serviciu Dănușia Boician în cazul în care sesizarea o vizează chiar pe ea. Oamenii aceștia cred că au luat o razna în totalitate. Stau și mă întreb, cum poate un procuror să se autoinvestigheze atâta timp cât există alți procurori în această secție? Îmi răspund eu singur la această întrebare și îmi permit să acuz pe doamna, nu știu, femeie de serviciu, secretară, grefieră, nu știu sincer ce funcție are doamna respectivă, deoarece, repet, refuză legitimarea în fața unui cetățean care depune un dosar penal, un dosar, o sesizare
O sesizare care, în baza faptei, presupusei fapte a acestei procuroare, atrage niște consecințe deosebit de grave asupra fiecărui cetățean al acestei țări. Doresc să întreb pe această cale, oare această procurare și-a cumpărat acel scaun, și-a cumpărat această instituție, și-a cumpărat cumva această funcție? Sau este pusă acolo pentru a veni în întâmpinarea problemelor cetățenilor? Îmi doresc pe această cale să sesizez, dacă mai sunt în Alba Iulia, organe abilitate care să-și facă treaba, să sesizez pe cineva în legătură cu acest refuz categoric de a se legitima această doamnă care a preluat dosarul și doresc să fie chemată la audieri, atât ea cât și pe mine însumi. Este pur și simplu strigător la cer ca această doamnă să preia dosarul de la mine și să meargă să îl dea exact persoanei vizate. Nu știu, pur și simplu, cine este această femeie, cine este acest funcționar care își permite să facă astfel de lucruri. Nu de alta, dar am observat la o televiziune, dacă nu mă înșel, la Antena 3, o statistică, prin care Direcția Națională Anticorupție, Serviciul Teritorial Alba Iulia, este pe primul loc la achitări pe țară. Dumneavoastră realizați că în municipiul Alba Iulia nu este nimeni vinovat și toată lumea lucrează într-un mod perfect? Aceste rezultate ar trebui citite și puțin, din punctul meu de vedere, invers, oare datorită incompetenței, relei voințe, nu știu, intereselor personale, intereselor altor persoane asupra anumitor cauze de aici, din municipiul Alba Iulia. Există cineva care poate să ne răspundă la aceste întrebări? Nu știu, poate domnul Augustin Lazăr, care am înțeles că și dânsul este sau a căzut pe niște interceptări ale DNA-ului în legătură cu branconajul, nu știu, ceva legat de brățările dacice, nu știu, este un caz care n-am reușit să-l citesc de la cap până la coadă. Dar informațional am aflat că și dânsul este puțin șantajabil, dacă informațiile sunt corecte. Așadar, este o simplă întrebare și o simplă presupunere. Poate dorește totuși să se întoarcă puțin acasă până la Alba Iulia și să se ocupe de aceste chestiuni. Nu de alta, dar în cazul în care nu o să ia cineva măsuri, aceste bănci împreună cu 6 sau 7 state a căror ambasade vor fi anunțate referitor la acest caz, o să-și caute să-și facă dreptatea cu siguranță în niște tribunale internaționale. Dragi cetățeni, aceste răspunsuri din partea acestor instituții, o să vi le traduc eu pe românește într-o formulă scurtă. Instituțiilor românești nu le pasă de dumneavoastră ca cetățeni. Nu le pasă nici de ceea ce s-a întâmplat cu dumneavoastră, nici de ceea ce se întâmplă de aici încolo. Pur și simplu acești oameni consideră că sunt puși în funcții dintr-un singur scop, de a acoperi anumite erori de sistem și de a funcționa împotriva cetățeanului român. Cam astea sunt rezultatele sesizărilor de până acum. Cu siguranță, începând cu ziua de mâine, lucrurile vor sta altfel, deoarece aceste ambasade și aceste bănci vor fi anunțate de către mine personal și alte persoane din această țară referitor la aceste cazuri și, din păcate, cu siguranță, vom primi o lecție pe care nu o să o uităm niciodată. Și o să revenim exact la vorbele care le spuneam în urmă cu câteva emisiuni. O să vând această țară pe semnătură. O să o vând deoarece nepăsarea cetățeanului a ajuns la niște cote alarmante, instituțiile statului
funcționează împotriva cetățeanului român, nimănui nu-i pasă de dumneavoastră dacă trăiți sau muriți. Și eu îmi fac până la urmă datoria de a spune adevărul și de a demonstra adevărul până la capăt. Dacă o să fie favorabil pentru mine sau o să fie favorabil pentru alte state, asta este. Datoria mea este să expun adevărul. Datoria statului român este să apere drepturile fiecărui cetățean prin înlăturarea acestor, nu știu, elemente cancerigene pe care statul român le promovează și le ridică în slăvi în fiecare zi. Trecând mai departe, referitor la ceea ce se întâmplă pe plan extern și referitor la ceea ce s-a întâmplat pe plan extern în cazul Siriei, după cum puteți constata și dumneavoastră, dacă ați urmărit mai multe surse alternative de informare, poate ați observat faptul că toate acele atacuri ale celor trei armate implicate până acum, Armata Statelor Unite, Armata Marii Britanii și Armata Franței, până acum s-au dovedit a fi ilegale și abuzive din toate punctele de vedere. Aș dori totuși să vă atrag atenția, dragi cetățeni, că și ceea ce se întâmplă în România, tot pe baza dezinformării și minciunii se întâmplă. Așadar, cred că aveți fiecare datoria de a vă informa din surse alternative. Televiziunile de, nu știu, marile televiziuni în România, trusturile de la București, care au foarte mulți telespectatori, refuză categoric să vă înfățișeze motivele adevărate din spatele acestui război, ba mai mult, vă dezinformează, nu știu dacă premeditat sau nu, dar cu siguranță vă dezinformează referitor la ceea ce urmează să se întâmple în România. Revenind la starea de război, țin să vă atrag atenția asupra unui lucru. Pur și simplu este, nu știu, este la mintea cocoșului să folosesc termenul ăsta, să înțelegeți un lucru. Dacă ați observat, alarmele de alarmare, să zic așa, au început să sune cam prin toate orașele. Ordinele de mobilizare au fost trimise rezerviștilor. Armata face angajări din greu pentru a-și spori rândurile militarilor. Toate acestea, oare pentru ce considerați dumneavoastră că sunt? Considerați că sunt, că așa vrea statul român să ne facă nouă un bine, să ne dea locuri de muncă la stat, angajând noi militari, sau totuși se pregătește ceva, se știe ceva, că este un pericol care se va abate asupra fiecărui cetățean din acest stat. Stați și gândiți dumneavoastră, folosiți surse alternative de informare și trageți dumneavoastră concluziile fiecare după cum considerați. Dar, în ultimii 28 de ani de zile, cred că ați fost mințiți destul. Faceți ceva în privința asta, deoarece este o vorbă, de Dumnezeu și de soldat ne aducem aminte doar când avem nevoie. Dacă în acest caz va fi nevoie să ne aducem aminte de soldați, la armata total nepregătită care o avem în ziua de astăzi, cu siguranță vom ajunge carne de tun pentru niște interese străine. Nu știu dacă ați observat rezultatele președintelui Americii, Donald Trump, care, cu toate că a fost criticat și huit de toată lumea, priviți ce rezultate are până acum. Se bate din toate puterile pe plan extern, a reușit să evite și să încheie practic războiul dintre Coreea de Nord și Coreea de Sud. Politica lor externă de expansiune, din anumite puncte de vedere ale cetățeanului american, este de aplaudat, acest om se zbate pentru țara lui, indiferent că se zbate cu sub forme morale sau imorale, legale sau ilegale, dar se zbate și se luptă pentru proprii cetățeni. Aș dori să vă întreb, la noi, în România, când ați văzut ultima dată un politician, un președinte,
membru de seamă al anumitor instituții de forță care să zbată pentru cetățenii lui, la fel cum face acest om, pe care mulți dintre dumneavoastră la un moment dat l-ați considerat nebun. Eu, sincer, îl aplaud pentru rezultatele care le are. Modalitățile de a obține aceste rezultate nu sunt eu cel în măsură să le judec, dar atâta timp cât le face pentru cetățenii lui și pentru a oferi cetățenilor Americii o viață mai bună, gândiți-vă ce o să se întâmple în momentul în care acest caz va prinde formă și în Statele Unite ale Americii. Statul român riscă, prin neimplicarea lui în acest caz și delimitarea lui de acești făptași, făptuitori, să plătească cel puțin suma de 120 de miliarde de dolari către aceste bănci care tocmai ce vi le-am arătat adineauri, către statul american și către alte 5 sau, sau 6 state din Uniunea Europeană. Credeți că o să ne ierte cineva? Sau credeți că o să plătim și o să plătiți cu toții fiecare bănuț care a fost furat prin intermediul acestor instituții și prin intermediul și cu ajutorul acestor făptuitori? Eu îi numesc făptuitori deoarece îmi permit și aș dori să dovedesc într-un cadru legal, într-o instanță judecătorească acest lucru. Faptul că încă mă aflu în fața dumneavoastră și nu mi se dă de lucru, cum se spune, într-o instanță să-mi dovedesc aceste vorbe, singurul, simplu acest aspect ar trebui să vă pună pe gânduri cum un, nu știu, un, din punctul meu de vedere, un cetățean normal care iasă la televizor și face astfel de afirmații, încă nu a fost chemat la audieri, încă nu a fost tras de mânecă să dovedească vorbele care le spune în spațiul public, încă se află în libertate. Oare din cauza că spun sau că nu spun adevărul, încă sunt în fața dumneavoastră încercând să previn și să evit aceste consecințe drastice care se vor abate asupra fiecărui cetățean român. Ambasadele și băncile despre care vorbesc au fost deja anunțate și cu siguranță începând, nu știu dacă de mâine sau de luni, cu siguranță se vor vedea primele rezultate, inclusiv în presa internațională. Dragi cetățeni, în momentul în care se va întâmpla acest lucru și în momentul în care acest caz va căpăta o formă îndreptată împotriva statului român, vă garantez că o să fie prea târziu să mai evităm consecințele respective. Așadar, vă rog frumos, dacă doriți, bineînțeles, adresați-vă acestor instituții, parchetul de pe lângă Curtea de Apel Alba Iulia, Direcția Națională Anticorupție, Serviciul Teritorial Alba, DIICOT Alba, sau adresați-vă direct parchetului general și parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, să ia măsuri în aceste cauze, să facă, nu știu, investigația, cercetările care se cuvin, și să se delimiteze de aceste persoane care au pus statul român în această situație gravă, foarte gravă, gravă și penibilă. Aș dori mai departe să iau niște întrebări venite din mediul online care mi se par foarte interesante. Prima întrebare. De ce nu s-a autosesizat nimeni pe articolul privind siguranța națională? Cine trebuia să se autosesizeze? De ce nu s-a autosesizat nimeni pe acest articol de siguranță națională? Probabil, în primul rând, de frică, în al doilea rând, din incompetență și, din al treilea rând, din motivul că cine ar trebui, poate, să se autosesizeze. Nu mă refer aici, nu-mi permis să generalizez, dar marea majoritate a funcțiilor care ar trebui să facă ceva în această privință sunt șantajabile în fața unui stat paralel, să-l numesc așa, un stat paralel format din serviciile de informații și magistrați, indiferent că e vorba de procurori sau judecători. 2. Care sunt mecanismele prin care România poate intra într-un război? Procedura de declanșare. Mecanisme cred că sunt multe. Nu sunt în măsură să răspund exact la această întrebare, nu pot să vă răspund decât ca o simplă opinie, dar din punctul meu de vedere
Nu există niciun mecanism care va declanșa această stare. Pur și simplu ne vom trezi cu mortul în casă, cum se spune. Cum s-au trezit și sirienii, la fel ne trezim și noi. Dacă în cazul Siriei s-au încălcat toate legile internaționale de război, s-au înfăptuit abuzurile care s-au înfăptuit până acum, credeți că în cazul în care statul român este un stat delăsător, condus de niște lași, de niște paraziți, credeți că va fi nevoie de vreun mecanism anume care să declanșeze starea de război? Nu. Cu siguranță va fi ceva pocnit din degete și începe războiul, dar în momentul în care începe România se și termine, deoarece, să fim serioși, nu știu ce armată mai avem în momentul de față, dar dacă s-a ajuns să se reangajeze rezerviștii, vă dați și dumneavoastră seama de valoarea oamenilor care mai fac parte încă din armata română. Ce legi intră în vigoare în România după ce intră într-un război? Cine conduce? Legile care intră în vigoare, indiferent ce lege ar intra în vigoare, vă dați seama că se va stârni un haos capital și oricum legile cu ghilimele de rigoare și în cazul acela vor fi doar pentru idioți, adică vor fi respectate de unii, dar de marea majoritate a celor care ne conduc nu vor fi respectate, iar cetățeanul de rând va avea cel mai mult de suferit. Care sunt patru? Care sunt vulnerabilitățile României în caz de război? Cine deține acum controlul asupra infrastructurii României? Vulnerabilitățile României în caz de război. Aș dori să mi se spună dacă se poate un avantaj. Restul sunt toate vulnerabilități. Nu avem niciun avantaj în caz de război. Avem doar vulnerabilități, deoarece suntem prinși între est și vest pe un... Nu știu cum s-a exprimat. Suntem practic o fâșie împreună cu alte state din Balcani, o fâșie de protecție a vestului în fața estului. Așadar, această fâșie, această barieră va fi practic făcută una cu pământul, deoarece suntem formați doar din vulnerabilități și nu avem niciun avantaj concret și legal, concret și vizibil în fața unui război. De ce resurse? 5. De ce resurse mai poate dispune România în cazul unui război? De oameni, de cetățeni, de fraieri care să moară pentru niște cauze care nu le cunoaștem, la comanda și la comenzile unei Uniuni Europene, unui NATO, care nu-i pasă de țara noastră. Și aș dori, dacă cunoașteți cât de cât istorie, să vă aduceți aminte o singură dată când aliații și prietenii cu ghilimele de rigoare ai României au făcut ceva în privința apărării acestui neam și acestei țări. Nu au făcut niciodată nimic, nu vor face nici de data asta, ne vor lăsa să ne descurcăm singuri, iar noi români, majoritatea în momentul de față în societatea respectivă formată, un neam format din lași și din nepăsători, cu siguranță vom fi din nou zdrobiți ca în toate războaiele de până acum după 1918. Cine deține acum controlul asupra infrastructurii României? Cu siguranță oricine în afară de statul român. Statul român este o marionetă controlată din est, din vest și supusă inclusiv estului. Adică cine ne pălmuiește mai tare, îi spunem să rămână și întoarcem obrazul. Asta este neamul român în momentul de față. 6. Ce ne lipsește ca să facem față un război? Curajul? Armata? Un conducător? Ne lipsește tot. Singurul lucru care îl avem, îl avem pământul pe care călcăm și îl avem condiționat până într-o zi. 7. Care sunt dușmanii României? Dușmanii României, din păcate, suntem noi românii. Noi românii suntem singurii care am permis puterilor străine să ne controleze din 1989 și înainte de 1989 și noi suntem singurii noștri dușmani. În loc să ne unim și în loc să dăm mână cu mână ca să facem ceva în privința
apărării neamului, apărării culturii, apărării acestui pământ, suntem singurii care nu știu, ne țigănim și ne furăm singur căciula, suntem singurii care ne dăm în cap și ne dăm țara pe gratis, suntem singurii dușmani ai României, sau mă rog, suntem cei mai mari dușmani ai României în momentul de față, noi, cetățenii români, prin nepăsare, prin delăsare, prin lășitate, prin trădare. Citiți istoria ultimilor 500 de ani și veți vedea că a fost dintotdeauna la fel. Cam atâta întrebările de pe net. Dragi cetățeni, vă îndemn ca pe toate căile legale de care dispuneți, implicați-vă și haideți să scuturăm odată pentru totdeauna și să tăiem de la rădăcină acest copac al corupției, acest schelet al corupției care a înrobit România în ultimii 28 de ani de zile. Să, nu știu, să ne ridicăm cu toții, să dăm afară corupția asta generalizată și acest cancer care a pus stăpânire pe neamul românesc. Haideți să facem ceva în privința asta până se mai poate. Eu, ca cetățean român, doresc din tot sufletul să putem să ieșim din aceste clipe grele care le duce poporul. Ne mor copiii în spitale, ne mor bătrânii singuri acasă. Dar credeți-mă că stând la televizor și uitându-ne la reality show-uri și la câte prune are în straiță vecinul din dreapta sau vecinul din stânga, nu rezolvăm nimic. Haideți să ne unim și să scoatem din rădăcină acest sistem corupt, să facem să plătească pentru tot ceea ce ne-au făcut în ultimii 28 de ani de zile și vă garantez că împreună vom reuși. Vom reuși să redăm poporului puterea, suveranitatea. Am devenit o colonie și am devenit sclavi la noi acasă. Dacă credeți cumva că această libertate și această stare de confort care o avem fiecare, nu știu, pentru 3 minute, 10 minute sau o zi întreagă este reală, vă garantez că vă înșelați. Această stare de liniște și această stare de pace care, vă spun sincer, miroase urât a putregai, este doar o ficțiune. Adevăratele motive se ascund tot timpul în spatele celor care. Adevăratele motive se ascund de către cei care ne conduc. Se refuză categoric să ni se spună adevărul referitor la tot ceea ce se întâmplă în această țară. Totul este ca o ceapă foarte bine învelită și cu cât deschizi și desfaci câte o foaie, cu atât te apucă plânsul mai mult. Haideți să evităm consecințele de pe urma acestui caz și să facem ceva cu adevărat în privința asta. Cu vorba bună nu mai merge. Toată puterea este la noi, cu condiția să ne unim sub același, pentru același obiectiv, în aceeași voce și să le dăm acestor nenorociți care încearcă încă să ne îngroape, să le dăm o lecție care să o țină minte pentru următorii 100 de ani. Vă mulțumesc pentru atenția acordată și o să revin săptămâna viitoare cu alte rezultate în baza faptelor și procedurilor și tot ceea ce voi face în următoarele zile. Vă mulțumesc, o seară bună. La revedere!